3, 2, 1, bum! Suntem la Silviu Munteanu și prietenii săi. Sunt Silviu Munteanu și suntem în studio uh, cu George Mieluș, fotograf. Bine ai venit, Sfinția ta! Salut, bine te-am găsit, Silviu, și mulțumesc frumos pentru invitația în studiourile Seven FM. Ai venit aici pentru că în vastele studiuri uh, Radio Seven. Uh, ai venit aici pentru că ai un proiect care mie, mi s-a părut foarte interesant din două puncte de vedere odată proiectul în sine doi, tot entuziasmul din spate pe care îl cunosc atât de bine și care uh, e făcut exclusiv din suflet nu are absolut nicio treabă cu considerentele financiare și așa mai departe. Exact. Sau are, dar într-un plan B și rămâne de văzut dacă e pe plus, nu e pe plus. Asta, da, da, de văzut. Dar știu exact cum funcționează acest, a, acest aspect al situațiilor pentru că nu de puține ori am funcționat așa și ce să vezi, a fost foarte rewarding tot ce am primit după. Da, vorbim despre asta. Proiectul tău se numește să iau o gură de cafea Născut în underground. Da, exact. Este un proiect despre muzica underground românească, despre trupele din, din această muzică, în care am încercat cumva să surprind emoții artiștilor, care nu se vede publicului, ei au doar ce prestează artistul pe scenă, ce dau energia pe care o, o emit ei și nu au șansa să vadă emoțiile artistului înainte de a urca pe scenă și din ce am observat fotografiind atâta at trupe, eliberarea pe care o au după ce au terminat de, de cântat pe scenă. Majoritatea artiștilor uh, sunt foarte uh, zâmbitori, relaxați, luminați la față, uh, descărcați de toată energia, se simt foarte, foarte liberi, cumva, după ce au prestat. Proiectul tău presupune așa. Fotografii cu muzicieni din România uh, câte două de muzician, da, înainte de a se sui pe scenă și după ce au coborât de pe scenă, după concert. Exact. Am înțeles. Sunt 56 de trupe, da. 200 de artiști, 1460 de zile ah, da. și 3124 de kilometri. Citesc pe site. Da. Site-ul pentru cei interesați se numește underground.ro. Născut în underground.ro. Da, era eu ăsta care m-a păcălit. Ok, pe cine găsim aici? Stai să mă uit. Uh, păi, trupe uh, care sunt la început de drum sau trupe care sunt obișnuite cu scena, de la, nu știu, hydrops, Ale în închepa, Paraziții, Coma, Nuvijan, Clown pentru refuz, Salmastra, Narco Branco... Uh, Subcarpați, Subcarpați kill pizza, kill soda, soda, da, kill Soda da. Sunt destul de multe, gojira și Planet și moonlight breakfast. Um, despre rușine mea, spre rușine mea, văd aici și nume despre care n-am auzit în viața mea, dar îmi place să cred că o să mă pun la punct în viitorul apropiat. Salmastra. Da, Salmastra uh, e o trupă de stoner. Uh, ok, like stoner. Cântă foarte frumos Au un mesaj bun Sună foarte bine live Au fost invitați și la lansare Au cântat acolo Au cântat foarte bine Și le mulțumesc pentru asta Pentru că au venit și au susținut proiectul Sunt foarte buni și merită ascultați Încercați, salmastra Am înțeles Hai să, hai să detaliem un pic Este o, este o carte, nu? Da, proiectul, un volum. Da, proiectul s-a finalizat printr-o carte și o expoziție care a avut loc sâmbătă. Acum a expirat. Pe, acum pe 7 a fost în expirat uh -huh. lansarea. Acolo am avut expuse 20 de printuri cu artiști before and after. M am ales cele mai expresive și cele mai frumoase transformări pe care, pe care le-am considerat eu, care ar fi bune pentru, pentru proiect în sine. Uh, cartea va avea 280 de pagini. Uh, ea a fost printată în, în Lituania. Asta e interesant, mi-ai povestit. Da, da, da. Ea, na, acolo mi s-a părut, adică acolo am găsit un preț foarte bun, uh, aceeași calitate, au venit printurile, le-am văzut, au fost expuse, Carta n-am avut-o efectiv la lansare, am avut printurile primite direct din tipografie, uh, netăiate, planșele mari, exact cum vin ele, și uh, am fost uh, plăcut surprins să văd că a ieșit uh, foarte bine uh, culorile sunt foarte vii negru e foarte bun adică au uh, calitate foarte bună cât de mare este Cartea ca... 25 pe 25 va avea un format pătrat uh, o copertă cum uh, nu am mai văzut alte cărți era E pentru prima oară când am văzut așa ceva, cei de la tipografie mi-au mi propus lucrul acesta, se numește Open Spine. Practic cotorul cărții nu este prins de, de carte și se văd cusăturile cum este prinsă cartea, se vede coloana cărții, practic. Este expusă când deschizi cartea. Which is nice. Poți po să să-ți imaginezi următorul scenariu și anume că undeva peste 200 de ani cineva o să intre în an într-un anticariat, Da și o să găsească acest volum al tău și o să-l răsfuiască și o să-i spună ceva fix despre această perioadă? Uh, da, da, sunt convins că uh, în timp cartea va, va avea mult mai multă valoare și uh, va arăta o imagine a muzicii underground românești la 30 de ani după Revoluție, ceea ce uh, arată că muzica underground românească a crescut în ăștia 30 de ani, adică uh, Trupele au, au prestat foarte mult pe, pe scena underground, au apărut foarte multe nume, sunt foarte multe formații care în momentul de față reprezintă așa, a, această scenă, sunt formații care au ieșit chiar din sfera undergroundului am primit de deseori de întrebarea asta că paraziții sau vița de vie sau subcarpați mai sunt underground da, ei mai sunt underground din perspectiva publicului, publicul de underground care uh, ascultă Implant pentru Refuz sau uh, Nuvijan sau Salmastra sau Eyedrops, uh, sigur ascultă și Vița de Vie sau uh, Coma, formații care au un nume pe, pe, pe scena rock românească. Da, cred că ar trebui totuși definit ce Dumnezeu mai înseamnă underground. Eu personal știu că în tinerețile mele, când făceam și atunci radio, mă legam foarte tare, îmi plăcea foarte tare sintagma asta de underground. Acum spre bătrânețe îmi face cu ochiul mainstream -ul. Adică, băi, dacă Metallica e dau la București, de ce nu? Oh. Da, da, ca și... Na, sunt trupe mari care au pornit din underground, care au evoluat zeci de ani pe scena undergroundului, după care au reușit să iasă de acolo și să fie cunoscute. Asta mi se pare ceva bun pentru muzica și cultura underground, pentru că așa oameni care nu au ziseră de această cultură au ocazia să audă și eventual poate să descopere noi trupe. Ceea ce e un plus, practic, aduce fan noi și crește cumva cultura, cultura asta. Uite, citesc aici, acum aproximativ 4 ani, în decembrie 2015, am fost invitat de Macanache la primul său concert în formula The Putreds da. pentru a face fotografii. Se întâmpla la puțin timp după colectiv, iar atmosfera din backstage era una sumbră. Da. Ok. Deci atunci a început proiectul. Da, atunci a început proiectul, atunci am observat că uh, artiștii... Uh, au o trăire înainte de, de concert, nu știu cum, nu știau, na, aflându-se la un concert, fiind la scurt timp după, după această tragedie... Uh, Unde era concertul? Uh, concertul era la, la, la Arenele Romane. Ok. Uh, și uh, oamenii și publicul era, îți dai seama, foarte afectat de, de, de ceea ce se întâmpla, încă era o, era o perioadă încă în, în care o, încă oamenii mureau și... Uh, toți care erau acolo și în public Și în trupe aveau prieteni Sau cunoscuți care fusese uh, Prin și acolo și uh, Era așa o atmosferă uh, Tensionată Se simțea cumva tensiunea aia în aer um, artiștii nu știau cum, cum, cum să se adreseze și cum să uh, presteze pe, pe, pe scenă într-un astfel da, de că, moment. Da, în până la urmă te duci la un concert să te mai bei o bere să te distrizi. Exact, să uh -huh. uiți de probleme, să uh, muzica, mesajul trupei, să iei din energia lor care o dau acolo, să te dezlănțui dacă, dacă ai, simți nevoia să, să te exteriorizezi sau... Na. Asta, uh, te asta duci chestii... acolo să te descarci, să te simți bine, să uiți de cotidianul na, de zi cu zi. Asta este o chestie pe care, la care am început să fiu atent în ultima vreme, respectiv la muzicieni. Cred că dacă nu mai ai emoții înainte să te sui pe scenă, ești mort. Ești mort, deci da. este absolut firesc să ai emoții. Mai știu și feeling-ul pe care îl ai după ce ai coborât de pe scenă și ți-a ieșit bine treaba. Exact. Ce se întâmplă pe scenă este o transă totală. Cumva, cumva este și aici la radio, cumva am, am, am trăit-o eu personal uh, și în diverse săli de cinema unde mi-am mai proiectat filmele și am văzut reacția publicului. Cu aia m-am hrănit, exact. dar anonim. E, muzicianul când este pe scenă, el uh, transmite, da? Dar primește de la public un, un vibe energetic foarte important și foarte, cu cât e mai multă lume, cu atât vibe-ul este, este, mai puternic. Acest vibe trebuie să știi să-l gestionezi tu ca muzician, pentru că dacă nu știi să-l gestionezi, eu... cam dă cu tine de pământ. Unul la mână, doi la mână, nu puțini au fost muzicienii care au devenit addicted de... acestui vibe, da, e tocmai ca un drog. Exact, exact. Adică bănuiesc că secretă suficientă serotonină sau dopamină din creier care îți creează un tip de dependență în organism și așa mai departe. Și... Uh, tocmai de asta mi se pare interesant proiectul tău, pentru că ai văzut înainte și ai văzut după. Exact. Și cred că este basically o transformare pe, pe, pe chipul lor. Da, este, este o transformare clar pe chipul lor majoritatea artiștilor se vede că sunt consumați de, 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 ceea ce se întâmplă pe scenă, sunt transpirați, au, au, dat ce au avut mai bun, mai bun din ei pe scenă și au, au prestat acolo. Adică, plus că se vede uh, relaxarea pe care o au după, după ce au cântat pe scenă, se vede starea de bine pe care o au uh, că au transmis energia publicului și au reușit să facă o cântare bună, sau chiar dacă n-a fost o cântare bună. Ei toți se simt bine că au fost acolo, au dat ce au putut în momentul respectiv. Na, poate, știi cum e, nu tot timpul ești de 100%. Dar tot timpul încerci să dai ce ce mai bun din tine. Dacă tot ai dus acolo. Exact, exact. Cu toții avem probleme, cu toții avem joburi, acasă, familii. Da chestii cu care ne, ne întâmpinăm și ne pot schimba uh, starea de spirit sau... Na, care nu dintre toți muzicienii ăștia din volumul tău de, de, fotografie a fost cel mai antipatic și nesuferit? Mie poți să-mi spui. Din cei pe care am fotografiat, uh, nu mi s-au părut oameni care să fie, să fie antipatici, toți artiștii au fost foarte deschiși, majoritatea pe care i-am uh, contactat au, uh, au uh, zis da proiectului. Uh, când m-am apucat de asta, nu știam câți oameni vor uh, vor uh, fi deschiși către proiect și cum vor reacționa ei la, la un astfel de proiect. Uh, m-am bucurat foarte mult să văd că uh, a fost foarte apreciat și oamenii au. Uh, uh, vrut să să ia parte în acest proiect și au înțeles ideea proiectului, că este și o documentare a muzicii underground, nu este doar un before and after. Poți să vezi în timp exact cum ziceai tu, peste 200 de ani te uiți în carte și vezi, ia uite, aia în 2019 erau, aveau un stil vestimentar. Uite cum arăta un backstage sau cum arăta atmosfera de la un concert. Da, și asta adică, e important, corect, corect. Corec. Sunt chestii pe care, pe care le putem lua în afară de emoția pe care o are artistul sau schimbarea de... Adică... Uh, Așa ceva la noi în România nu s-a mai făcut, să se documenteze muzica, să existe o carte ca unde să ai artiști din diferite genuri, din hip-hop, din rock, din punk, alternativ, electro, indie, din mai multe genuri de, de, de muzică. Și da, am, am avut și refuzuri în, în acest proiect, au fost oameni care m-au refuzat. Ucid um, ceea ce mi se fair pare normal, da, da, exact, da. Fair enough, dar uh, au fost foarte puțini care care nu au răspuns sau care au răspuns negativ la, la acest proiect. Uh, am avut și surprize neplăcute în, în această călătorie, au fost trupe care au zis că da, vor să fie în proiect, am ajuns la Costinești sau în Brașov după 100 de kilometri și când am ajuns acolo nu mai răspundeau la telefon, pe Messenger deloc și n-am apucat să-i să fotografie, da? Aia, aia, adică ai parte uh, sau întâmpi în diferite situații, dacă nu te-ai fi așteptat sau... Na. Băi, dacă nu aveai parte de astfel de piedici, uh, era ceva absolut uh, absolut nefiresc. Exact. Hai să spun o poveste. Uh, și uh, e o chestie uh, pe care bănuiesc că ai trăit-o și tu. Uh, eram într-o zi în care... Hai să zic că în viața mea lucrurile mergeau relativ bine, aveam un job care nu îmi făcea niciun, niciun tip de satisfacție, dar aveam un venit, aveam... toate mergeau bine, da? Erau ok. Și stăteam acasă singur și mi-am pus, cred, să ascult Partizan București, discul București, care în continuare mi se pare unul dintre cele mai bune discuri rock românești ever. Și am zis, băi, ăștia de la mine din cartier. Da zic, și la familia e de la mine din cartier, și Marihona e de la mine mm -hmm. din cartier, și Godoroja e de la mine din cartier. Și am început să fac o listă și zic, bă, ia să vezi treabă, avem aici o poveste. Ce-ar fi să facem un film? Habar n-aveam cum să facem. Motiv pentru care am reușit prin farme cu personal și fără niciun tip de buget să să Adun niște oameni cu care să construiesc această poveste, ceea ce presupune o echipă de filmare. Mm. Mă, măcar un DSLR două și un sunet <laughs> acolo, cât să-ți faci da, treaba da. cu ele. După care am început să fac rost de numerele de telefon și să sunt pe diversi. De la Artan, de la Sișu, de la diversi. Da? Bună ziua! Mă numesc așa. Ne, poate ne mai știm din vedere de prin cartier de aici, da? Și vreau să fac povestea asta și pentru asta trebuie să ne întâlnim, să facem un interviu, să primez niște piese de la voi și așa mai departe. Păi a fost un singur refuz din tot ce am sunat. Și am trecut prin tot soiul, prin tot soiul de situații în condițiile, n-am să dau nume, dar da, pe unul tocmai îl sunasem și îl lua poliția că făcea scandal în Cârciu, mă înțelegi? Da, da. da, a fost destul de amuzant. Și ce bănuiam eu că a ținut, va trebui să țină vreo șase luni, s-a dus pe vreo trei ani. Niciodată neștiind dacă mai fac sau nu mai fac proiectul și așa mai departe. Dar până la urmă când s-a întâmplat și când s-a întâmplat a fost fucking rewarding. De ce? Pentru că fix prima oară când l-am difuzat filmul, L-am difuzat într-o crăciumioară mică a unei prietene, unde am pus eu 30 de scaune proiectori și, și sunet, și așa mai departe, și ce să vezi, m-am trezit cu 160 de oameni și am zis, yes, baby! asta e yes. bine. <laughs> asta da, asta cumva e foarte important. să ducem proiectele la capăt și să le vedem finali să le vedem finalizate și cum am vrut noi să, să, să le facem. Uh, și la mine a durat ceva uh, proiectul când m-am apucat. Uh, efectiv. Uh, nu aveam tot conceptul în cap, nu mă gândeam cât de mare va fi, dar uh, am zis că dacă tot m apuc să fac ceva de în think, think big, dul până la capăt, fă cum trebuie, nu face raba de la calitate, încearcă să prinzi cât mai multe uh, formații să faci să fac o documentare cât mai completă. După aia a venit și ideea cu cartea și cu semnăturile. De la unii artiști am semnături pe care le puteți găsi în carte, autografe de la unii artiști. De la unii nu am pentru că m-am gândit la chestia cu autografele în timpul proiectului și pe unii deja ai fotografia să nu aveam de la ei autografe. După care am, am gândit conceptul de carte, m-am apucat să, să pun fotografiile una lângă alta, să văd care e impactul, să văd dacă ceea ce căutam eu se regăsește în fotografiile mele și sunt pe drumul cel bun pentru, pentru a continua acest proiect. Uh, am început cumva să le, să le adaug în, în carte și să văd cam, cam, cum va arăta. Era destul de rudimentar la început uh, ca și design, dar mă interesa să văd cam cum ar arăta vizual. După a ușor, ușor uh, trebuie un prieteni care se ocupă de uh, tehnoredactare, pe, pe fratele care și el a făcut tehnoredactare zeci de ani de zile, uh, am, uh, am ajuns cumva la un fond frumos, la uh, un design simplu care să pună cât mai bine în evidență fotografiile. După care uh, mi-am dat seama că uh, pentru a avea un, uh, un material și mai complet uh, sau cât mai consistent, uh, aveam nevoie și de un text pentru, pentru fiecare trupă un text de introducere, un text care să poată face... suna uh, sună telefonul care e la mine problemă, e ok. Che. Vrei să răspund eu? Nu, mulțumesc, e ok. Îmi cer okay, scuze. nu e problemă. Uh, și uh, după aia am încercat cumva să... să uh, pun textul, uh, să caut pe cineva care să poată să scrie un text și care să fie uh, uh, Ancorat cumva în, în cultura muzicii underground și m-am gândit la bă, Cristian Matei, Mateo, uh, Mumu, Mumu pe, care, da, de, pe care de, îl salut de, pe această cale și mulțumesc foarte mult pentru pentru implicarea sa în proiect și pentru textele minunate pe care le-a le scris acolo. Sufletul meu prost este dor de domnul Matei, Eu nu ne-am mai văzut de ceva vreme. Aștept să mă rog. Și uh, pe Matei îl cunosc. Sau l-am cunoscut prin intermediul fratelui meu, deoarece era în aceeași clasă, în liceu de metrologie. Uh, au fost colegi de clasă, după care au rămas prieteni și uh, făceau foarte mult schimb de casete. Mai uh, că am avut acasă ocazia să am sute de casete puse pe discografii, nu știu, de la Annihilator, Iron Maiden, Megadeth Manual cunoaștem, tot cunoaștem, ce, cunoaștem, tot da, ce da, da. ține de zona rock Știi, asta, asta e o chestie extraordinară. Foarte multe prietenii pe viață. Uh, s-au uh, creat de la niște oameni care schimbau uh, viniluri, casete și așa mai departe. Mm. Cel puțin o, o, o mare parte din prietenii mei, uh, wow. așa pe care încă îi am, așa ne-am cunoscut, da. schimbând uh, diverse CD-uri, atunci apăruse CD-ul era mare. Era deja, trebuie. da. Uh, CD-ul <coughs> era... New era... O, oh. bineînțeles, era dășită. Da. Și... M-am întâlnit cu el, i-am arătat deja, lucram de vreo 3 ani la proiect, când când m-am dus și i-am arătat și lui ceea ce fac și uh, cam cum va arăta carta cam care e conceptul proiectului în sine uh, și i-a plăcut foarte mult, a început să scrie textele, a reușit să sintetizeze în câteva rânduri uh, uh, stilul trupelor, uh, atmosfera pe care o fac, uh, uh, să facă și niște glumițe uh, uh, sau să așeze textul sau de fapt el în text folosește titlurile pieselor integrate și practic așa e și ocazia de a avea câteva referințe de la trupa respectivă cu câteva piese pe care le puteți asculta și a reușit să sintetizeze și activitatea lor adică cumva Textul este foarte bine, foarte bine structurat și se potrivește foarte, foarte bine cu cartea și cu tot, tot ce e acolo. Prietenul nostru, omul pasionat de tot ce înseamnă chitară cu distors, da? Da, cunoștem, da, da, exact, îi cunoști, exact. Mă rog. Și de mi s-a părut foarte potrivit să, să fac chestia asta, el scrie și pentru știrile prototele mm -hmm. despre muzica underground și de-aia cumva mi se pare că e foarte, foarte... Bun, și cunoaște foarte bine uh, trupele, și uh, era un, cel mai bun în măsură să scrie uh, textele pentru această carte. Sau cel puțin așa am văzut eu. Nu am găsit pe altcineva care să. Câte muște s-au așezat pe obiectivul proaspăt șters? Câte, câte lentile ai bușit? Câte, câți bani s-au cheltuit? Oh, cheltuit? Nu, bani s-au cheltuit. De bușit avut, n-am avut ghinionul dar am, am, investit în acest timp, în acești patru ani am folosit trei aparate diferite, patru seturi de lumini diferite, aveam, când am început aveam niște lumini mai vechi și un aparat mai vechi, care după un an de zile s-au stricat, după ce am început proiectul, aveam de ceva vreme, le folosisem intens înainte, și uh, după aia a trebuit să împrumut de la un prieten un aparat și o lumină, am continuat cu sculele împrumutate de la, de la un prieten de la Bogdan, căruia îi mulțumesc și lui pe această cale. Uh, după care mi-am mi luat un alt aparat și alte lumini, ne-am investit iarăși câteva mii de euro undeva pe la 8.000. Nu te uita la bani. Na, a, așa. După care în 2017 am, am achiziționat aceste aparate noi. Și uh, am început să. Uh, continui să. Adică deci am continuat să, să să lucrez la proiect. Uh, am cheltuit ceva bani cu proiectul ăsta, gândește, mii de kilometri făcuți, benzină, uh, hoteluri, mâncare, uh, dormit în mașină, dormit. Uh, mare, da. Pe marginea drumului de la oboseală, uh, am plecat la un moment dat. Uh, din București m-am dus în Constanța deoarece cei de la toulouse trec aveau concert acolo pe vasul Greenpeace și mi s-a părut o locație inedită pentru o trupă să facă un concert, ce n-am Na, mai, mai văzut până atunci așa ceva. <gânt> și am zis că trebuie să imortalizez acest, acest moment, după care am văzut că aveau și cei de la Luna Amară concert în Iași următoarea zi, așa că am stat în, în Constanța o seară, acolo la concert am avut ocazia să mă întâlnesc cu un prieten grafer o să discutăm și despre uh -huh, această uh -huh, și acolo. porțiune din, din viața mea. Am stat la el în seara respectivă, după care dimineața am plecat spre ea și am ajuns la ea și am fotografiat și pe, și pe cei de la Luna Amară. N-am mai apucat să-mi stau, să-mi fac cazare în Iași, am zis să las că merg în tecut și o să stau acolo. Pe drum a început o mare ploaie, o furtună pe la două noaptea și eram destul de obosit. Zic, băi, nu, mai bine mă opresc pe marginea drumului. Am găsit o parcare, m-am oprit acolo, am dormit până dimineață, Mă mai trez din când în când, când când trecea către un tir, <gură> dar a, a fost ok, nu, nu puteam să, să merg mai departe, și m-am oprit, am dormit, am mers în tecuci, am făcut fotografia acolo, am stat două zile acolo, am fotografia pe cei de la La Familia. La Familia în tecuci, da. voi, cum e asta? Tare, foarte mișto foarte mișto, chiar au făcut super atmosferă. Sishiu, uh, uh, cred că este cea mai bună fotografie din, din tot proiectul, mm -hmm. uh, după părerea mea. La familia Antecuci, mă. Da, la familia yeah. Fangbe, uh, BMC, El Nino, Miru, adică au fost ceva. Oameni. și a fost lume? Da, da, au fost, au fost. Mm -hmm. Era cumva, uh, trebuia să se facă în Tecuci, festivalul se numește Insula era cumva o insulă în curtea unui liceu de agronomie sau ceva de genul. Ok, n-am fost niciodată în Tecuci. Și pentru mine era prima oară. Și cumva nu s-a mai ținut acolo festivalul, s-a ținut într-un sat la 5 km de, de Tecuci, pe un stadion, stadionul din sat. Și au fost, au fost vreo 3-400 de oameni, au fost. Au fost ceva oameni. Ai prins și cântări proaste? Da, am prins și cântări proaste, dar... Cât la sută? Nu, nu dăm nume. Nu dăm nume, nu, nu, niciodată. Nu, obliș, nu clar, știe. Da. Uh, puține, destul de puține au fost, uh, nu știu, 3-4 concerte care s-au auzit foarte prost, dar... Uh, Depinde, cred că și de sală, depinde și de sunetiști. Da, depinde, depinde de de foarte, foarte mult. E ca sunt mulți factori care intră în uh, sub acest aspect. Dar uh, majoritatea timpului concertele au fost bune. Adică, nivelul underground-ului românesc a crescut. Îmi aduc aminte din anii 2003-2004, când mergeam în under, în B52, în expirat, în cluburile care uh, fire, cluba... Care, care erau susținătoare, susținătoare la... ale mm -hmm. mișcării underground. Mm -hmm. uh, și atunci, na, erau mult mai puține concerte pe vremea respectivă, trupele aveau mult mai puțină expunere, uh, nu existau medii, nu existau radiouri foarte multe care să promoveze genul ăsta de muzică și de cultură. Uh, erau uh, concertele erau mult mai intense din punctul meu de vedere, fiind în public, Mai că nu știu, la concertele rock. se pare că s-au înmuiat un pic acum sau? Ca și public. Ca și public, publicul era mult mai uh, expansiv, mult mai, adică, nu știu, vedeai pogouri, vedeai uh, în cluburi, Na. Noi am fost de curând la concert cu Iris, da? La circ. Păi n-am văzut public de rock, adică era plin. Da. Era plin, dar unde, unde, unde rockerii? Că mm. nu erau dar nu erau, adică singurul rocker pe care l-am văzut era un puș de șapte ani lângă mine, îmbrăcat în uniformă de rocker. Da. Uh, cumva, în timp, uh, sau mi se pare mie, cumva, asta, publicul s-a mai domolit, s-a mai calmat, e puțin mai expansiv față de cum era atunci. Probabil că atunci, fiind și mai puține concerte, uh, oamenii se extergează mai mult. Sunt două discuții pe care le-am avut aici, apropo de public. Unul a fost cu Florin. Ojlobanu de la Club Control, okay. care mi-a explicat cum va cumva fix același lucru pe care îl povestești tu acum și pe care, bineînțeles, l-am trăit și eu. Era această treabă de testosteron exact. în care bă, rockerii trebuiau să se bată cu depeșarii, ceea ce acum nu se mai întâmplă neam. Și cu un alt, un alt prieten am vorbit aici despre faptul că în 1993 da? Era atât de testosteron în, în publicul masculin, cât și se băteau la orice concert rock, inclusiv la Wind of Change, al lui adică două în măsă de treabă. <laughs> da, adică, cumva, concertele erau mult mai uh, intense uh, din privite din public, dar cumva scena a evoluat foarte mult. Adică ca și sound, avem un sound foarte bun comparativ cu, cu cel de afară. Trupele sună bine, sunt calitative, participă și sunt foarte multe festivaluri care sunt ținute de trupele de underground, mare parte, adică dacă te uiți pe numele de pe afiș, 70-80% sunt sunt din zona undergroundului. Foarte multe festivaluri și în capitală și în țară, ceea ce este foarte important nu numai în capitală să ascultă rock, e bine să avem festivaluri și în țară pentru a avea uh, expunere. În... Am văzut că anul ăsta s-au întâmplat mai multe festivaluri parcă decât niciodată prin țară. Da, da, și s-au tot extins cumva și asta, asta e bine, asta înseamnă că muzica underground a crescut, există cerere pentru asta și e bine. Mă e bine. uitam la un interviu la un moment dat cu Steven Taylor de la Aerosmith okay, da. Nu să-ți placă Aerosmith sau nu, omul este un personaj și ce Clar. povești are. Nu are să cum să nu-ți placă Aerosmith. Adică și, sunt, da. și povestea zice, mă rog, era o întrebare că cum se datorează succesul trupei Aerosmith. Zice, băi, pe vremea noastră erau 50 de trupe cu totul. Era firesc să fim toți obor celebri, da. 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 Acum sunt 50 de mii. Băi, la 50 de mii, da, se mai, se mai cer întrebările. Da. Pe de o parte. Pe de altă parte, sunt absolut de acord cu tine. A, a crescut numărul de trupe eu sunt bătrân antipatic și nesuferit și cam strâm din asta, adică foarte, puțin, foarte puține sunt alea cu care rezonez. Mi-a venit o întrebare în cap acum și cred că unul din motive, cred că unul din motive este că pă, suntem prea cuminți. Tu ai fost în backstage, da? Da, da? Și ai stat cu ei în backstage. Și de obicei, eu știu, sau mai ales la trupele alea șmechere, băi, ce se întâmplă în backstage rămâne în backstage. M-am da. nimerit de vreo câteva ori la niște... Oh, am o poveste cu Messi dar nu pot să o spun pe post. În fine. E ok. Dar... Băi, cât de cuminți sunt, pe bune? Sau cât de cât de obraznice oh, oh, sunt lucrurile acolo? Adică ai, ai avut vreun moment de în care, băi, te-ai luat de cap și ai zis, oh, să uh, Nu, nu, nu. Ai, uite, asta e o problemă. Sunt da. toți niște familii cu minți, ceea ce nu e cel mai rău lucru de pe planetă, dar rock roll. Sunt, sunt, da, că nu mi s-a părut nimic și din comun și uh, ceea ce se întâmpla în backstage. De obicei, oamenii uh, ce am uh, observat în backstage sunt. Uh... Destul de prinși cu ceea ce va urma, să, să nu uite ceva, să... Băi, dar fii atent acolo când intrăm la piesa asta, să nu mai uit să... Nu știu ce. Hai să facem să fie bine, cum am făcut la repetiții, să... Adică cumva oamenii discută de ceea ce vor presta pe scenă, sunt uh, uh, cu gândul acolo, sunt uh, uh, prinsi ca să nu... Să nu uite ceva, să-și facă playlistul, ul să-și pună sculele ok, ca atunci când vin ceilalți de pe scenă să poată să-și pună ceilalți sculele, să-și le aducă pe ale lor și tot așa, să existe un circuit în tot haosul care e acolo, că e ceva haos în backstage. Mulți oameni, locuri mici, Eternele probleme cu spatele de la cărăsculele. Da, exact, exact. Și cumva toată zona asta de underground așa e cu pusul la muncă, adică trebuie să muncești, trebuie să vii cu chestii de la tine, trebuie să vii cu bani de la tine, trebuie să vii cu instrumente de la tine, trebuie să vii cu timp de la tine, trebuie să vii cu foarte... Adică trebuie să fii implicat acolo și să-ți placă, să-ți dorești să faci chestia asta, altfel n-ai nicio, nicio șansă, în a răzbate. Când, uh, uh, bun, hai să vorbim, hai să revenim puțin la... la la volum. Mm -hmm. da? Volumul, ca să mai repet pentru cine a deschis aparatele audio-video mai târziu, apare acest volum născut în underground, care este un volum de poze cu muzicieni români underground sau ok, mai puțin underground, mai, mai mult sau mai puțin cunoscuți, care apar în Ipostaza înainte de concert, după concert. Și ăsta este conceptul acestui volum. Da. Acest volum uh, va lua sau a luat cumva, este în drum, forma tiparului. Da. L-ai făcut în Lituania. În Lituania. No. Pentru că este ceva mai ieftin, din câte mi-ai explicat, da. undeva la jumătate preț prin exact. față de România. Când apare el? Uh, el uh, se va livra din Lituania pe 16 decembrie, iar noi îl vom avea... Aici, în București, pe data de 23 decembrie îl voi primi și voi începe să distribui oamenilor care deja au început să facă comenzi pe site. Se poate comanda pre-order de pe, de pe site. În curând sperăm să o băgăm și în, și în librării. Discutăm despre, despre asta. Cu siguranță va ajunge și în câteva librării. Am înțeles. Și dacă până să ajungă în librării, cine vrea să-l comande, intră pe site-ul născut în underground.ro da. și găsește acolo ce și cum, cât o să coste. Cartea o să coste 200 de lei cu tot cu transport, cu taxe, cu tot, 200 de lei și vine acasă. Am înțeles. Da, foarte tare, îmi place foarte mult proiectul ăsta, abia aștept să, mă, să, să arunc și o genul. Și cred că este și un cadou foarte bun de făcut de Crăciun, cel puțin la... Da, este o colecție, pasen. este o colecție de fotografii inedite pe care nu uh, ai ocazia să le vezi în altă parte, nu ai apucat, ai că nu, nu, nu s-a mai făcut așa ceva, it's a first, merită să-l ai... O, a, o colecție, o documentare a muzicii underground românești pe care orice pasionat de muzică ar, ar trebui cumva să o aibă acasă din prisma mm, volumului de muncă pe care, pe care îl poate găsi acolo. Adică sunt foarte multe imagini, foarte multe fotografii care, care uh, uh, arată și starea lor, și starea de concert, uh, și uh, atmosfera pe care, pe care o fac trupele. Mm, na. Momente de backstage. Și care este important de, din două puncte de vedere. Unul este pentru prima oară în România când se întâmplă așa ceva. Doi la mână, eu recunosc, da, pasionat de muzică și pasionat de, de chestii mai nou. Mai nou m-am pierdut în anii 60-70. Mm -hmm. am, am acest moment în viața mea. Și, bineînțeles, pe Instagram sunt abonat la tot soiul de canale, unele dedicate cu muzicienii acelor vremuri, mm -hmm. cu o carieră mai lungă sau mai scurtă, și altele cu, cu, exclusiv cu poze uh, ale acelor momente, păi, care dacă mă întreb sunt aur curat. Mai ales dacă vine acest demon din jugulară care te-a mânat <laughs> și pe tine să faci treaba asta, să faci un film și hai să zicem un documentar și ai nevoie de footage. Mă când ai nevoie de footage, acolo este o muncă titanică. Odată să-l găsești, nu, odată să existe. Doi la mână să-l găsești. Trei la mână, mă rog, să construiești povestea și așa mai departe. Dar este crucial să ai niște poze ale unei perioade și care îți descriu o perioadă, este a, absolut important. Da, știu, în parcursul meu în acest proiect, cumva am încercat să ajung să caut la Biblioteca Națională cărți despre să văd ce s-a mai făcut, dacă s-a făcut ceva de genul în România, dacă există niște cărți care cumva să documenteze muzica românească sau așa și nu am reușit să găsesc. Fotograf adică, mai sunt pe la concerte și încă unii cu talent dar... Da, da, da Dar na, nu știu că s-ar Adică până acum nu s-a înhamat nimeni Să facă cât treaba asta Tocmai uh, uh, De-aia am Decis că trebuie Adică a fost muzica copilăriei mele A fost muzica cu care am crescut, cu omul, cu șobolan, cu paraziții Cu la familia, cu coma, cu crize Cu uh, timpuri noi uh, Care după părerea mea Are unul dintre cele mai bune al albume Ever, Am Plactu care... ok, ok Na, acel timpuri noi. Acel timpuri noi am mm -hmm. plagat care mi se pare că e cel mai bun album ever scos. E un fel de evergreen. Iar pozele pe care le ai aici sunt uh, din timpul am văzut că e și timpuri noi, sunt nu? Timpuri da? noi sunt timpuri, timpuri noi de acum. Da, da, cu cu uh, Iliescu, da, mm -hmm. da, și cu uh, Felix și Bad Bass. Nu scapă numai uh, da. Sunt, uh, sunt, sunt trupe care, care au avut ceva de zis în toți acest ani și trupe care sunt la, la început de drum, care urcă pentru prima oară pe scenă. Spre exemplu, uh, iDrops era la primul lor concert atunci aveau prima lor cântare live ever. Serios? Uh, da! Foarte oh, tare! Uh, la fel și uh, Cărbune sau uh, cum erau cei de la Revolver pe care am văzut pentru prima oară. Nici nu știam că există puști de 12 ani care să cânte Dum. Deci, Okay. Când am auzit, am rămas, wow, ce bine sună acești puști de 12 ani care cântă dum. Deci au fost și niște surprize plăcute de altfel, dar când am văzut practic de ei, am aflat de la o colegă care a stat în Timișoara și... Uh, ei, Revolver, sunt din Timișoara um, băiatul de la BAS din Revolver e uh, copilul cel de la IPR de la BAS de la Implant pentru Refuz Ok. Uh, și sunt tot din Timișoara și ei și acolo i-a văzut pentru prima oară acum câțiva ani pe cei de la Revolver și mai a zis, bă, fii atent, e o trupă de puști Revolver, trebuie să-i ascult să vezi cum sunt, poate merg pentru proiectul tău și când i-am văzut și i-am uh, ascultat, am zis, da trebuie să ia... Am... Okay. Da. Tu, cu urechii, ok. Tu, o piesă care, la care au și un clip animat foarte frumos, sună foarte bine. Imaginează-ți că unii din ăștia pe care i-ai numit și pe care i-ai fotografiat, urcându-se prima oară pe scenă, va ajunge într-o zi să aibă, hai să zic, amvergura unui a -a Minculescu mm -hmm. sau Nicu Covaci sau dacă vrei Artan, da? Da. Ce rewarding o să fie și treaba asta? Unul la mână, doi la mână? Îți spun că prin ce treci tu acum cumva am trecut și eu. Chiar și emisiunea asta la care vorbim noi acum se întâmplă, nu pentru că tu ești aici, ci pentru că o fac eu, se întâmplă pentru că am început acel film atunci. știi? Sunt foarte multe chestii pe care acest proiect pe care l-am făcut, nu gândindu-mă sau gândindu-mă, dar gândindu-mă oricum prost și pagubos la bani, mi-a adus foarte multe alte chestii, ok, din care am și putut să, să trăiesc, unul la mână și doi la mână, mi-a adus foarte multe satisfacții de, de, de tip spiritual și cu siguranță asta o să urmeze și la tine de acum încolo. cumva o poartă s-a deschis. Asta, asta mă bucură, îți dai seama. Și uh, sunt o comisie de specialiști aici <laughs> uh, și uh, na când am făcut asta nu mă gândeam ce voi obține după pentru că am făcut asta pur și simplu din pasiune și din dorința de a, de a da ceva înapoi pentru, pentru muzica cu care am crescut și cu care am copilărit și pentru cultura underground că eu practic așa m-am apucat acum să trecem și la subiectul de uh, uh, așa -am de acolo, de, da. de graffiti. Eu practic așa m-am apucat de cu fotografii uh, promovând cultura graffiti în România, având un site care care promovă această cultură. Mai există? Uh, mai există, da, romaniangraffiti.ro. Uh, acolo uh, pentru a face conținut pe vremea respectivă, nu găseai fotografii cu desene pe internet și așa internetul era cumva ceva destul de greu accesibil în anii 2002-2003, de-abia era încă o chestie de avantgard, dar cu a ajuns un instrument de control. Da, exact. exact. Not good. Și uh, aveam nevoie de conținut pentru site, pentru a face conținut aveam nevoie de fotografii și atunci mi-am luat un mic aparat foto, aveam un megapixel sau ceva de genul pe vremea aia, făcea 640 pe 480. Pozele ca și. Cred ca că pentru VM era mai mult decât suficient. Da, erau, erau. Na, erau super suficiente, plus că erau mici ca și dimensiune, iar hardurile nu erau mari, aveau 6-7 giga, acum 6 giga nu are nici telefonul, Are mai mult de 6 giga, ca și memorie. Uh, și așa m-am apucat de, de făcut uh, fotografii desenelor din, din București. Practic și asta era tot un fel de documentare. Nu o vedeam așa atunci ca, ca pe documentare a acelei culturi. O parte din fotografii uh, pe care le aveam pe calculatorul vechi s-au pierdut și îmi pare foarte rău pentru că nu, mai, nu le mai am. Uh, după care m-am apucat de, de făcut cumva o școală de cameraman în fotoreporter. Dar în, în acest timp în care am am fotografiat desenele din București, am avut ocazia să întâlnesc foarte mulți oameni din, din zona de street art, uh, ba chiar artiști, nu știu, știam pe Macanache, pe Carbon, subsemnatul. Înainte să, spre exemplu, pe Macanache, înainte să, să apară... Uh, făceam fotografii cu el și venea la noi în studio în 2009-2010 și, și stăteam până la 3 dimineața și muream de râs cu el prin freestyle-urile pe care le făcea și uh, tot timpul i-am -am spus că ar să continue pe, pe calea asta pentru că uh, îi făcea pe oameni prin versurile pe care le făcea să râdeam cu toții de, 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 de versurile pe care le făcea și felul în care dădea și uh, Cumva, și atunci am spus, mi se părea un fel de ale al, al muzicii hip-hop, așa, cu învățături și cu... Uh, Build. Da, exact, pe care pe care le folosește în, în textele lui. Uh, întrebarea mea despre site-ul de graffiti este... El mai există. Da. Și uh, conține poze ale unor graffiti bănuiesc din București, nu? Nu numai. Eu, acum... De ceva vreme nu am mai ocupat eu de el, s-a ocupat fratele meu, Alex, și cumva a generat conținut și din alte țări, au preluat feed-uri, acum există RSS feed, știi foarte bine de unde poți să preiei informație și cumva nu mai înglobează doar grafitiu din România, mm -hmm. ci și din, din alte țări, și din America, Europa, Australia tot felul de, de țări unde, unde se face uh, street art. Pentru că dacă mă întrebi, nepricepându-mă uh, decât cumva estetic, mie mi se pare în, în mare Bucureștiu, cu foarte rare excepții, uh, măi, e plin de măzgăleli. Adică sunt niște puși care au niște spreori și încep să, să pur și simplu fac niște măzgaleli pe pereți, rar vezi. Uh, niște chestii next level, dar și când le vezi, băi, arată la înălțime. Da, da, sunt. Că un exemplu este Artur Verona, de da, pildă. Da, 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 și sunt, sunt băieți care fac asta foarte, foarte bine de ani de zile. Orta ani... cu... Mai, mai sunt niște nume de astea. Uh, nu? acum, na, sunt cei de la Suite Damage Crew, Cage, Recis, uh, uh, îmi scap acum numele lor. Uh, mai mai Kero iarăși uh, și băieții din, din zona de Cluj, uh, Sibiu acolo uh, Kero zv, nu știu, dacă mai mai desenează uh, Irlo uh, Sado, care făcea așa paste și Sado. da, da, da. Okay. Uh, cu care am avut uh, uh, ocazia și plăcerea să să colaborez cu el um, 2000 5 sau 2006, se întâmpla, era, cred că primul sau al doilea festival fun-fest la, la Roșia Montană. Uh, na, fiind implicat cumva în cultura asta graffiti, m-am apucat și eu de făcut grafitii și de desenat și de făcut pe pur și șabloane. Nu a venit miliția peste voi? Ba, ba da, ne-au alergat, ne-au, na. Testosteron? Da, dar, na, făceam atletism pe, pe vremea aia și na, nu prea au, au reușit să țină pasul cu noi. Hai uh, adică încerc să-mi imaginez momentul cu doi burtoși alergând după niște băieți care trebuie să aibă și fețele acoperite exact, ca exact. să nu i halezi. Acela e rosul, da. Și uh, acolo am, am făcut uh, un perete foarte frumos pentru, pentru Roșia Montana, pentru salvați Roșia Montana. Uh, și cumva atunci uh, am descoperit dslr ul Luasem de la un prieten de pentru a face fotografie acolo la event mai bune decât cele pe care puteam să le fac cu, cu aparatul meu și uh, era prima oară când, când puneam mâna pe un DSLR și când am, am, văzut ce fotografiez cu, cu acel DSLR am zis să trebuie să mi iau și eu așa ceva și am, uh, am muncit pentru asta, am strâns bani și mi-am reușit cumva să mi iau și eu un second hand, un DSLR uh, care, care să fac poze. După care am um, zis că trebuie să mă perfecționez puțin în, în zona asta, nu-mi permiteam să mă duc la un ATC, nu știi cum e acolo, trebuia să faci meditații ca să okay. fii cumva în, în domeniul respectiv sau să înțelegi cu, cu ce, ce, ce se face acolo, și nu-mi permiteam să, să plătesc meditații pe, 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 pe vremea aia, munceam ca să îmi permit să, să mă întrețin și uh, am decis să mă duc la, la colegiul media, la o post unde am făcut doi ani de camera cameraman-fotoreporter, unde am învățat foarte multe iar după primul an m-am angajat în televiziune, am lucrat vreo 3 ani jumate prin platourile antenelor uh, și uh, după aia am, am ales să plec din televiziune, m-am dus undeva într-o multinațională uh, și mi-am făcut un, separat un studio de, de fotografie unde făceam portrete și pe uh, modă în, în, zona asta de portret, portret creativ. Și, și e tot sănătos asta. să mai scap de televiziunile din România. Da, din da, fel. da, clar, clar. Unde, na, nu vreau să intru în detalii, dar programul este noucitor și uh, volumul de muncă foarte, foarte mare. E, Plus că zilele libere sunt foarte puține, adică atunci când am plecat din, din televiziune, cred că am avut 60 de zile de pe care am luat banii, vreo adică, 60 de recuperări. Aveam în 3 ani de zile acumulate 60 de zile de recuperare. Revenind puțin la grafiti, mă gândesc că... Mai am, am ajuns la Berlin acum vreo câțiva ani și... Băie, ce am văzut acolo, wow! Deci niște treburi uh, care erau, cum să spun, de la niște simple miniaturi până la întregi uh, pereți. Da, da, da. Uh. Mi-ar plăcea să văd mai, mai mult și aici. Cred că singurul lucru la nivelul ăsta a fost și să-și șters destul de repede acea reprezentare a lui Sfântul Gheorghe, știi ce zic? <gână> da, 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 știu, știu, știu. Cel făcut de pisica pătrată, dacă nu da, care era foarte interesant ca, da. ca lucrare. Mai e mamuza este intri te duci în Bulgaria mm -hmm. și te duci în cred Cavarna se numește orașul. Mm -hmm. Știi ce zic? Da, Varna. Nu, Sau nu? Cavarna. Cavarna. Okay. Varna e mai jos. Okay. Cavarna este până, până acolo. Ok, acest, acest oraș uh, în care oricând te duci zici că a dat bomba atomică pentru că nu vezi oameni pe stradă pur și simplu a avut un primar care era rocker. Și în calitatea lui de primar rocker a făcut acolo niște festivaluri de rock. Există și o statuia lui Dio. După okay. ce a murit i-a făcut o statuia lui Dio. Dar da. mai mult decât atât, în orașul ăla în care jur că a dat bomba atomică pentru că nu vezi lumea pe străzi, țin să subliniez asta ca să ai imaginea da. de asamblu, nu sunt puține uh, canturile blocurilor da, care au niște portrete imense. Ronnie James Dio David Coverdale, Billy Idol și așa mai departe. Făcute imens. Păi, și este supranatural. Da, da, da. Pentru că se vede că a fost un oraș uh, comunist, paru, relativ aerisit, dar mustește de sărăcie. M-am dus da. acolo, m-am nimerit în Bulgaria cu prietenul Mumu și m-am dus la. am dus să vedem Motorhead când wow. Motorhead. Jur, n-am văzut în viața mea și am fost la suficiente concerte rock, o densitate de tricouri care au fost odată negre. <laughs> <laughs> Înțelegi? Da, da, da. De -că, ăla e locul, a în a fine. Da. E, iar bă, pe canturile blocurilor vezi chestiile alea imense. Bă, unde sunt aici? Pe bune exista -și ceva? au început. Fix în marginea Orientului, da. da. Cumva mi-ar mi plăcea să văd în București. Niște... Au, au început să, să, fie, au început, s-au făcut și pe la noi, sunt cumva câteva blocuri prin, prin militar pe Iuliu Maniu, dacă nu mă înșel, care au așa niște muraluri foarte, care au niște mural, muraluri foarte, foarte mari. Și prin pe la tineretului sunt iarăși acum băieții care, care desenează încearcă cumva să facă niște proiecte prin țară, să, dar totul ține cumva de conducerea locală a primăriilor și a, de acolo practic vin banii pentru a putea face și aprobările și tot ce este nevoie pentru a putea desena pe acele blocuri pentru că ai nevoie de macara sau în acel care, schele. Cu care, schele, da, mm -hmm. cu care să te, să te, ridici până sus pentru a pentru a face tot, tot desenul, tot blocul sau lateralul lui exact de ceea ce ziceai. Au început și la noi să fie și prin Sibiu și prin Cluj, cei de la uh, Chero și cu, și cu băieții de acolo. Fac și ei asta pe acolo, pe școli, cu, cu chestii foarte drăguțe. Mai sunt iarăși cum au făcut băieții de la Suite de Mesh Crew. Au avut un proiect cred că cu Enel sau ceva de genul unde au... Uh, făcut uh, știu proiectul lui Enel. Da, toate da, da, da. acele uh, Cu Tesla. Exact, uh -huh, exact, exact. Uh -huh. Toate acele uh, La Aurel Vlaicu acolo. Da, 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 exact, uh -huh. exact. Sub pod și și mai sunt și mai sunt locuri de de genul unde au făcut. Adică avem și noi oameni care poate să facă chestia asta care uh, poate să livreze la la nivel uh, de top, uh, de desene. Uh, și cumva a crescut foarte, foarte mult Adică acum se reușește să trăiești din grafiti Ceea ce acum 10 ani era o utopie Cum să poți să trăiești din grafiti Ce caman, fizeriești. Dar acum se poate, se poate face și, și chestia asta uh, Nu știu, mi-aduc aminte, cum ai zis tu de Bulgaria Că acolo a fost prima oară când am ieșit din țară Se întâmpla, aveam 18 ani uh, Aveai nevoie de pașaport pe vremea respectivă Ca să poți să ieși din țară Uh, și am aflat cumva că există un, un concurs în Bulgaria care se numește Ride for Gold, el vine din Germania. Uh, este peste tot în Europa făcut, uh, unde participă graferi din, din toată Europa, se fac competiții locale, după care se face finala în Germania, unde toți câștigătorii de la competițiile locale se întâlnesc și și desenează acolo. Uh, noi am Noi și cu Romanian Delicious Unde tot așa sunt, erau grafări Chero, Erbs, uh, nu Chero, uh, Serm uh, și doi băieți din Brașov, uh, Homeboy și Suflo uh, Și noi Eu cu Taci, cu None și cu prieten Țeapă uh, Da, aveau o creastă foarte mare Da, am modul, înțeles cum sună da, da, ok, așa, okay. Foarte mare. Și din cauza asta se zice așa uh, am fost acolo și am participat la, pentru prima oară, România a participat la un concurs de grafiti, Write for Gold, după care, următorul an, am reușit să-l aducem și în România. Au venit și s-a organizat în România anul următor, în Herăstrău, iar cei de la Romania în s-au reușit să câștige calificarea locală din Bulgaria, unde eram writer din România și Bulgaria, și să meargă la finala din Germania unde au făcut, au făcut frumos uite, nu puțin lucru că avem performanță și la grafiti și nu-i puțin lucru, cum ai spus, că unii oameni reușesc să trăiască din treaba asta, pe de-o parte, pe de altă parte, băi nene, sunt mișto alea alergați de miliție, au, au, romantismul lor, bine și conform vârste. Hai să întreb ceva în calitatea ta de fotograf. Eu știu așa, în calitate de nespecialist, doar ascultător, că nu te apuci de muzică, sau cel puțin eu de câte ori am încercat să mă apuc, cine m-a mai învățat una alta, mi-a spus așa, dacă nu ai ritm cu care te naști, nu te apuci de muzică. Ritmul e o chestie cu care te naști. Restul de skill le dobândești, le dobândești prin foarte multă muncă. Cumva așa mi se pare și la fotografie. Încadrarea este crucială. Dacă nu nu ai, măi, ești nu am căutat, mă, păi nu mă așa <laughs> uh, Încadrarea uh, este crucială, dacă n-ai simțul ăsta al încadrării, uh, uh, nu te apuci și cumva uh, ca și la desen, dar cred că și acolo cred că uh, dezvălniște niște schirul la încadrare. Yeah. Este corect ce spun sau uh? Da, încadrarea trebuie să ai un simț estetic cumva, să uh, și să te joci cu lumina, adică asta contează foarte mult. Cred că e vorba despre lumină în întuneric sau ceva de genul. Voi adică nu faci o fotografie, o crezi și atunci nu. Da, cumva asta mi-a plăcut foarte mult și de-aia am vrut să fac studio pentru că când m-am apucat, pentru că vroiam cumva să fiu un control, să pot să, am, să controlez lumina, să pot să uh, controlez postura omului, să pot să uh, Spun prin fotografiile pe care le fac ceva, să transmită un mesaj sau să fie plăcute sau na, să fie controlate. Repet la, la simțul istoriei care mă străbate de ceva vreme, presupunem că de tot peste 200 de ani cineva va fi interesat fix de această perioadă. Și în această perioadă probabil mult mai mult decât în trecut imaginea a devenit mult mai importantă, mult mai folosită și mult mai accesibilă maselor da. foarte mulți dintre noi ai, au Instagram era o, o piesă veche a lui Iggy Pop care spunea mi-ar plăcea să am o viață de fashion magazine mm -hmm. știi? acum a, a, aș putea eu să o parafrazez și să spun, mi-ar plăcea să am o, o viață de uh, pe care cu toții o expunem pe Instagram unde toată lumea este bine, toată lumea este fericită, toată lumea are un standard uh, la care ceilalți trebuie să se raporteze. Uh, lucrurile nu ne stând deloc așa. Și uh, din contră, uh, e un tip de narcisist care vine la pacheș cu un tip de depresie. Cumva și eu sufăr de, de, de treaba asta. Nu de depresie, dar de un tip de narcisism. De narcisism, asta sunt și la radio. Fână. Uh, da, există cumva da, asta, cred că vine și din uh, nevoia oamenilor de a arăta că și ei au sau uh, din cauza că n-au avut și acum vor să arate că au. Uh, cred că ține de persoana fiecăruia și de cum sau de valorile pe care le, le uh, are în viață fiecare, fiecare om. Dacă pentru el e important să arate cum trăiește și nivelul statutul social, asta va arăta, dar nu cred că uh, în viață un statut social sau banii te ajută să, să uh, ajungi unde unde vrei. Eu, uh, constatând acest fenomen întrebam de fapt dacă nu crezi că ar fi corect să apară ceva care să contrabalanceze balanța ai spune, bă, lucrurile nu stă chiar atât de lumea nu ducea neapărat atât de bine deși nu o ducea, rămâna. da, în fine clar, nu o duceam clar. atât de bine, uite de fapt lucrurile stau așa, mizeria asta de pe stradă și așa mai departe da, asta, asta e, asta suntem momentan acolo suntem momentan nu avem, adică Cumva stă în noi schimbarea, noi trebuie să fim exemplu care... Uh, prin puterea exemplului nostru îi putem determina pe ceilalți să nu facă chestia asta, nu arunce pe stradă. N-arunc pe stradă, tot timpul țin în mână da, și la coș. Ia, Nici chishtocul, țin, îl pun în folie de la pachet, când fumam țigări la pachet sau dacă nu, acum îl pun frumos într-un buzunarele la borsetuță sau undeva și îl arunc la un coș. Și așa cei care sunt pe lângă mine văd că nu-l arunc pe jos, îl arunc la coș și cumva asta poate să fie un exemplu, dar uh, na, nu ne putem, uh, nu ne putem uh, schimba de pe zi pe alta și asta vine în timp. Cu regretul că trupele românești din ce în ce mai multe slavă Domnului sunt prea cuminți și asta <laughs> poate constata în backstage, aștept mult mai mult de atât și ceva mai multă învergură măcar de la 2-3 se desprindă, că nu există. Nici asta. Mm. În fine, Hai, vreau să mai povestim o dată despre cartea, volumul tău de fotografii, când este, apare? Apare pe 23 decembrie, atunci okay. ajunge în țară, atunci încep livrările, ea se poate găsi pe site-ul născut în underground.ro, se poate precomanda de acum. Uh, Costă carta, 20 de lei, 200 de lei, de lei Da. Carta costă 200 de lei, are 280 de pagini, include 56 de trupe sau artiști solo, peste 200 de, de uh, artiști individual fotografiați înainte și după concert și multă emoție. <laughs> slavă înfăr. Domnului, nu te întreb câți bani ai cheltuit. Mulți, zeci de mii. Nu te uita la Oh, Jesus. Nu te uita la bani. Nu, nu, am făcut o din pasiune, din plăcerea de a uh, arăta cultura și muzica underground românească și a fost visul meu, așa mi-am dorit să fac. Am făcut proiectul independent, am făcut bine, a existat multă susținere a oamenilor și a prietenilor și. Altfel -aș fi să asta, e, asta este o altă treabă pe care am constatat-o. Mânt când te apuci de o treabă și te ții de ea, întotdeauna apar, apar. oameni apar. să te susțină, fantastic, exact. și apar de temiri unde și de oameni unde pe care nu i-ai cunoscut vreodată, exact. ceea ce mi s-a părut extraordinar, adică este acest manual al întâmplărilor care face cumva să scoată la lumină clar. și să se întâmple lucruri. George Mieluș, majestate, mă bucur că ai venit aici și uh, eu sper să ți se vândă să fii sold out și să mai scoți o serie. Mulțumesc frumos și îți mulțumesc încă o dată pentru invitație aici la 7FM. La Radio 7. Folosim de sexy Seven. de radio. Hai, facem necesarul de nicotină. Pa, pa! pa, pa nu mai bine, zi frumoasă!